Deloc modești și bine fac că nu-ți modești, sunt și primii invitații a ediției de astăzi. E vorba de Tania Popa și soțul ei, care au fost doar prin Honolulu, Las Vegas sau Los Angeles, așa cum am mers noi pe DN1 spre Comarnic, Sinaia, Azuga sau Predal. Cred că durata destinațiilor, vreau să vă spun, a fost relativ aceeași, dar despre durate, chin, ambuteiaje și stres spre drumurile patriei, vorbim un pic mai târziu cu prietenul Busu, care ne vizitează. Până atunci, după cum vă spuneam, Tania Popa și soțul ei, Damian Slavic, sunt aici! Așa e dragostea, la mulți ani. La mulți ani, vă rog frumos să luați un loc. Întotdeauna mi-am dorit să ajung la Honolulu. Toată lumea. Pe cuvântul meu, dar știi de ce, nu? Bunica mea, Dumnezeu să o ierte, când făceam câte o greșeală, zicea, să te duci, mama, la Honolulu. Adică aveam impresia că asta e o vorbă inventată și că nu există Honolulu. Uite, noi am luat-o serios pe bunica ta și chiar ne-am dus. Și cum a fost la Honolulu? N-am cuvinte. Mie, fără să vreau, mi-a ieșit așa un slogan, că toată lumea ne întreba, cum e, cum a fost? Și am zis, nu aștepta să mori să vezi cum e în rai, du-te cât trăiești să vezi cum e în Hawaii. Am și la revedere. De ce a făcut Șorima. A mers treaba. Bun, deci când ați plecat, cât ați stat și dacă avem și noi imagini să le vedem, să murim așa de ciudă. Un pic să murim. Nu ne-am axat pe imagini, dar oricum. Am plecat pe 29 noiembrie. Pe cât? 29 noiembrie anul trecut. Stai un pic, nu ne-am apucat, adică deci noiembrie, nu decembrie. Noiembrie și ne-am întors pe 13 decembrie. Ai de... Păi când era aici frigurât, exact. Și zăpadă, nu? Bun. Nu te duci în Honolulu când aici e soare și frumos. Te duci... Aici sunt imaginele din... De exact, de pe insulă, de acolo. Da. Asta chiar este plaja unde se face campionatul surf. Mondial de surf din lume. Super. Cel mai mare, cel mai mare, da. Și deci ați plecat pe 29 noiembrie în Honolulu. Am stat 21 de ore de zbor. 21 de zbor, asta a fost. Asta a fost cel mai greu lucru. Uitați pe prietenul Taniei că a găsit ruși acolo. Deci acolo, domnul ăla pe spate este ucrainian și avea scris SSSR, Lenin, Stalin, KGB, Secera Ciocanu. Era spate. Tatuat, nu? Da, da, da. Și era cercetător. Și l-au mulți nebuni în toată lumea, nu? Da. Da, natura este absolut incredibilă, exact cum vezi în filme, toți sunt pe un relax, zici că sfumați. S-ai spus că acolo în Honolulu e locul perfect pentru a îmbătrâni. Da, da, noi chiar ne-am propus asta, dar ne-am dat seama că trebuie să ne vindem rinichii și ai noștri și ai copiilor. E scump acolo? Foarte scump. Enorm. Da. Ca să-ți iei un imobil, dar da. Nu să vacanță, trăiești, nu ți echipă că în vacanța nu, dacă e scump să te muți acolo și să-ți iei o casă, să stai acolo? Să-ți iei casă, da. Să stai acolo, nu. Adică chiar nu e scump. E ca în America, au aceleași prețuri. Mănânci, noi suntem fan street food, dar chiar și așa, să experimentezi, chiar nu e deloc mult. Da, uite și tu ce natură este... Incredibil, acolo eram pe un vulcan dezactivat, da. L-au scos din prinsă. Da, de sus vreau să spun că se vedea fundul oceanului, adică atât de superbă este apa și clima este perfectă, perfectă, perfectă. Clima, acolo, urcam sus. Doar voi doi ați fost, nu? A? Da. Doar voi doi, romantic. Asta, păi asta a fost luna de miere, numărul 3. Numărul 3. pentru că în primăvară împliniți 11 ani de la căsnicie. Da, da, mulțumim că ne-ai pus acolo. Da, 11-le ăsta, exact. Da. Da, e foarte drăguț. Și o să urmeze luna de miere, numărul 4, că dacă facem 11, mai facem... Mi se pare firesc. Da, și tot așa. E bine, dar am înțeles că cu mâncarea nu v-ați înțeles foarte bine. Ba, mâncarea lor nu este pe gustul nostru, mâncarea hawaiană. Zici că au adunat ce le-a rămas în resturi și au încercat să încropească ceva, dar nu le-a ieșit. În schimb, mexicanii sunt number one pentru noi. Ne place mult de tot mâncarea mexicană. Chiar dacă e iute, nu contează. Ce? N-ai văzut? Exact, noi putem! Noi putem! Da, sunt foarte, foarte mulți japonezi acolo și chinezi. Aș fi vrut să închiriez mașina aia, dar nu aia. Uite, asta e mâncarea lor. Niște de alea așa, da, ceva da. Verde, ceva rău, ceva... Și apoi ați plecat și în Las Vegas? Da. Da. Nu trebuia. O zi atât din fericire. Atât cât e suficient să stai în Las Vegas. Atât cât e suficient să-ți cheltui toți banii, o zi. Ce toți banii? No. Păi n-am... Că ai jucat la Păcănele, au apărut imagini în ziar cu tine. Da. Da. Exact. Știi cât a durat? Da. 2 secunde. S-au dus. Și atât.
mi-am făcut poze și... A fost o experiență exact cum se spune. Ce facem Las Vegas, rămâne acolo. Am stat până la 4 dimineață într-un casino să bem, nu să jucăm. Ne-au cântat Trandafir de la, Moldova live. Pe YouTube, au găsit pe YouTube, da, și ne-au... Adică v-au văzut, au venit milionarii aia din România, da, să le facem toate poftele. Nu, de unde sunt, mă, Moldova? Bagă-mă Trandafir de la Moldova de pe YouTube, ei milionari acolo la casino. Eram foarte simpatici, aia era chestia. Și adevărul e, aviz celor care ne servesc în România, de peste tot. Clientul nostru, stăpânul nostru, la ei funcționează. Și la chiar ei chiar funcționează. Nu? Da, după pentru că Las Vegas a plecat cu o mașină închiriată în LA? Da. LA. Și cea mai mare dezamăgire a noastră, da? Din vacanță. Bine că a fost la finală. Da, da. Deci ați început în forță Hawaii. Da, da, da. Da, da. După aia ne-am relaxat un pic, a fost așa la Las Vegas. Dar știi ce a fost șocant? Că din Las Vegas până în Los Angeles, vreo 400-500 de kilometri, nimic. Nici măcar o benzinărie, nimic. E pustiu, cu niște dealuri și pustiu, deci pustiu, dacă rămâneai, pustiu. Pană sau se întâmplă am plătit asistență rutieră. Ca să, ca să fim siguri. Să vină deci cineva filme, după nu? Noi. Exact, da. Ca în filme, da? Da, LA-ul, îmi pare rău că nu ne-a impresionat atât de mult, că noi am fost și la New York atunci când am filmat, unde ai participat și tu la film. Da, exact. Ai fost și tu actor cu noi. Acolo chiar adică era... Adică ce vrei zici că ai fost tu actor cu noi? Că a fost ca o laudă. Da. Na, și în New York e altceva, atmosfera, viața, dar culme că în Honolulu, o bătrână cu care ne-am împrietenit, în ziua când plecam noi, spre când plecam, Las Vegas, da. Când ne-am zis că ne ducem în Los Angeles, a zis, nu vreți mai bine în San Francisco, de ce? O să vedeți voi. Și, și avea dreptate. Da. În schimb, experiențele culinare au fost extraordinare și în Los Angeles. Extraordinare. De fapt, noi nu mergem pentru locații, noi mergem să mâncăm. Să mâncăm ceva, bravo. Și oriunde mergem, băgăm repede pe Google și, și ce mâncăm aici. Da, și acolo da, în LA nu era strada cu stele, cu vedete, cu asta. Atât. Păi și am stat cu capul în jos și am dat cap în cap cu toți, ne-am uitat la poza. Stele. Da. Atât e. Atât steaua. Asta e. Stelele. Ți-ai făcut și poză cu steaua ta? Cu multe, da, și cu a mea mi-am făcut. Și doamnelor și domnișoarelor, e adevărat, în America shopping-ul este mama shopping-ului. Nu mult cheltuiești, dar vii cu valize, nu știu unde să le bagi. Puțin costă, e totul puțin. Dar a fost bine, a? Este extraordinar. Este. Și cum a fost în LA? Super shopping, da. 4 zile! Da. Dar până da, la urmă, deci o destinație pe care le-ai recomandat-o celor care se uită la noi ar fi Honolulu. Țara exotică. Da, uite, am fost în Republica Dominicană anul trecut. Acum am vrea să vedem sau Filipine sau Aruba, vedem, Cuba, dar țările exotice, să fie cu totul altfel decât e în Europa. Alte decât civilizații în... Da. Este alte fascinant. Obiceiuri, alte tradiții. Da, da. Aici a stat voi, bineînțeles, la un pahar de vin. Este... Știi cum era? Este salutări din Honolulu. Da. Cam așa. Exact. Natura. Uite, așa e natura. Zici că era spălată și ceruită toată vegetația, dar de fapt ei n-au praf. Nu, era, așa era. Așa era acolo. Deci un loc în care vă vedeți la bătrânețe. Da. Doamne ajută. Dacă ne ajuți tu financiar. Păi cum, ai, ai câștigat banii de la... Aia da, sunt acolo, da. Îi ținem, că poate facem ceva deci cu ei. Deci nu ai cheltuit în vacanța nu, asta? Nu, Doamne ferește. Deci cu lacăt cu tot? Nu, da, îi ținem grămadă ca să vedem, poate să pentru cei de care sunt interesați să vadă cum arată un teanc de bani grămadă, să știți că e tot în otopen locuiesc. Bani, nu, în bancă. Nu mai ții acolo lângă Aragaz? Nu, sunt în bancă toți m-am zis că... Că Dumnezeu poate chiar ne crede cineva pe bune și... Nu. E soacră mai mereu acasă. Dar de ce ai râs așa prelungit? Am râs că mă gândeam acum că poate vă vizitează cineva pe la otopeni. Eu tot ai câștigat marele premiu de la fermă. Da, mulțumesc. Aia, bani, aia, mulțumesc, i-am muncit, măi, da, muncit. Da, muncit, ne munciți, munciți. Eu... N-am pus mâna pe ei, s-au transferat așa și, și nu i-am văzut. Ce vă propuneți pentru 2019? Ne propunem multe foarte proiect. Multe lucruri, cel puțin eu pot să vorbesc în numele meu. Păi numai tu ai vorbit oricum. E ok! Eu doar am dus-o în Honolulu. Da. Deci tu doar ai dus-o în Honolulu, da? Bun.
mă așteaptă un an foarte plin pe teatru. Da. Încerc să fac alte lucruri decât actorie în teatru. Ce anume? Scenografie de costume, regie, scenaristică și așa mai departe. Deci nu doar pe scenă, și în spate, nu? Și în spate, mi se pare foarte interesant. De pe 1 februarie încep și concertele mele Russian Night, rusești, okay. Da? Și urmăriți în pagina de atelier Baitania, că vreau să fac niște lucruri anul ăsta extraordinare și cu atelierul meu să în continuare. Doamne ajută. Ajută. Mulțumesc mult. E ok pentru 2019 sau... Ai și tu alte planuri diferite sau e ok? Nu, nu, e ok, nu, că toate proiectele astea ale ei mă implică pe mine. Vreau, nu vreau, tu, tot de acolo. De fapt, ești acolo care muncești și tragi tare. Da, da. Eu doar da. Le coordonez. Eu sunt cu imagine și trebuie să fie și un om cu capul pe umeri care să le și pună în practică. Asta este. Și ăsta e bărbatul tu. Da. Te-a pus Dumnezeu mâna în cap cu așa bărbat. Da. E bine, că recunoaște. Recunosc. E bine. Cocktailuri bune în Honolulu? Că eu așa mă gândesc, plajă, cocktail. N-am. Nu, în Dominicană. În cred Dominicană că latino-americanii fost sunt the best. Desde dimineață până dimineață. Nu prea știu ce mi s-a întâmplat acolo, acolo într-adevăr, în îți recomand. În Republica Dominicană. Da. Una? Ena. Da, eram droghit, adică eram așa într-o transă. Ca atunci când ne-am cunoscut. Da. A fost foarte vorba frumos, Tania, da, la da. Micul dejun, ce ziceau? Tea, coffee, champagne? Și eu zic, champagne? Nu, e normal! Ce coffee? Da, și tot așa până a doua dimineață. Mă, să aveți un an fabulos, 2019, și ne întâlnim cu mare drag de fiecare dată când vreți. Până atunci, baftă! Mulțumim. Te-a făcut cetățean de onoare la Otopeni? Nu, încă nu! Poate ne aude primăria din Otopeni, e păcat. O asemenea artistă care locuiește în Otopeni, asemenea actriță, asemenea om de televiziune, să nu fie cetățean de onoare, e păcat. Mulțumim. Nu i-am zis. Urmează. Nu, dar perioada asta poate uite să ești primarul. Cine e primar la Otopeni? Același, de foarte mulți ani. Este cine? Otopenar gen Beget și face o treabă extraordinară acolo. De aia nu cred că m-aș muta de acolo. Chiar îți place, acum serios. Da, extraordinar, vorbesc foarte tare. Nu, zici da. Că e weekend în fiecare zi, nu este trafic, nu e gălăgie, este curățenie. În dimineața de Crăciun, pe 25, în dimineața de Crăciun, erau mașini care strângeau gunoiul. Domnul gunoiul. Constantin, Silviu Gheorghe. Da. Primarul. Da. Să trăiți.